Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi povestim despre un singur parfum și mă gândesc eu că, pe de-o parte, sunt oameni care nu au nevoie de foarte multe parfumuri, ci au nevoie de unul singur pe care să-l poarte mai mult timp. Nu știu, unul pentru perioada rece, unul pentru perioada caldă. Hai să zicem că un om normal ar avea cam 5 parfumuri în colecția lui. Un om normal, zic. Nu mă refer aici la iubitorii de parfumuri, știți voi ce zic. Pe de altă parte mă gândesc că aici este totuși un canal unde se vorbește despre foarte multe parfumuri, deci oamenii normali nu au nevoie de atâtea informații despre parfumuri și despre atâtea informații despre atâtea parfumuri. Dar totuși sunt foarte multe persoane care caută ca și mine parfumuri versatile. Deși îmi place să am o colecție pentru vară, o colecție pentru toamnă, iarnă, cel mai mult îmi place să descopăr un parfum care să fie ca un parfum semnătură, după care să întind mâna oricând, să se potrivească la orice activitate, eveniment, nu știu, un parfum pentru tot anul. Aș putea să fac o serie din asta pentru că vreau să descoperim împreună parfumuri de genul acesta. Haideți să vă arăt și parfumul. Este vorba despre Nishane Hundred Silent Ways. Acest parfum poate fi un parfum semnătură, un parfum pe care să-l porți tot anul, mai puțin în perioada caldă, adică cumva o perioadă din vară nu mi se pare cel mai potrivit pentru că este destul de dulce. Acesta este lansat în 2016 și este un extract de parfum, deci nu este apă de parfum sau altceva, este un extract de parfum, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie foarte intens. O să vă povestesc și despre asta, o să vă povestesc și despre toate comentariile nasoale despre acest parfum, dar și despre cele bune, pentru că părerile sunt împărțite ca la orice parfum de altfel. Și vreau să vorbim și despre acele comentarii, ce m-a reținut foarte mult timp să-l cumpăr blind și, da, să vă spun și primele impresii pe care le-am avut despre el. E o poveste interesantă despre parfumul acesta, de aceea i-am și dedicat acest video. După cum vedeți, sticla este una simplă, dar luxoasă totodată. Capacul, nu știu ce să zic, ele nu au un sistem care să țină capacul. Așa este și Ani, îl avem și pe el aici pentru că vreau să vă povestesc despre ambele. Cele două parfumuri pe care eu le am sunt cumpărate în varianta tester. Nu știu dacă parfumul cumpărat în prezentare, dar nu cred că ar trebui să fie o diferență. Deci capacele nu stau, nu poți să le prinzi de capac. Da, asta vreau să zic. Sunt pur și simplu puse așa, sunt niște capace foarte, foarte grele. Sticlele sunt simple, dar au plăcuțele astea cu, nu știu, scrisul ăsta care arată foarte bine, foarte calitativ, metalic, deci îmi plac foarte mult, sunt superbe sticlele. V-am zis, capacul. Capacul nu stă prins, nu are magnet, nu are nimic, pur și simplu îl pui și atât și nu-l apuci de capac, asta e clar. Haideți să vorbim despre notele acestui parfum. De fapt, hai să începem cu acordurile. Avem flori albe, vanilie, pudrat, lemnos, tuberoză, fructat, dulce, animalic, iris. Și începem cu notele. Vreau să vă spun despre notele predominante din acest parfum. O să-l pun pe piele pentru că așa se dezvoltă cel mai bine, deși l-am purtat deja și știu exact cum se comportă. Prima dată se simte se simte aroma aceea de tuberoză cu piersică. Mi se pare că cele două predomină în deschiderea acestui parfum, dar cumva florile albe predomină în toate etapele acestui parfum. Mai da deschiderea. Este una cu tuberoze, cremoase, combinate cu piersică zemoasă, dulce, un pic parcă efervescentă. Hai, e un pic bubblegum, dar e și fructat, e dulce, e vanilat, e foarte feminin, e magic. Magic, magic, da. Trecem mai departe la notele de mijloc și avem așa, gardenie, iasomie și iris. Trece partea asta fructată în plan secund și iese foarte bine în evidență aroma florilor albe, irisul sau ce avem? Da, avem iris. Nu se simte, dar cred că oferă acea aromă pudrată. Dar e foarte floral în momentul acesta și dulce. Deci vanilia mie mi se pare că este de la început până la sfârșit în spatele celorlalte note. Acum se simte mai puțin dulce decât în deschidere și mult mai floral. Asta este partea care m-a speriat puțin. Asta este partea pe care am simțit-o foarte bine atunci când a venit parfumul. Să vă spun ceva, când a ajuns la mine parfumul, eu fiind intoxicată de atâtea recenzii în care lumea spune că seamănă cu Black Opium, din punctul meu de vedere nu are nicio treabă. M-a reținut foarte mult timp să cumpăr parfumul acesta pentru că seamănă cu Black Opium. Ba chiar sunt persoane care spun că seamănă, că e mai bun Black Opium decât acesta. Și atunci eu am Black Opium în colecție și nu mai aveam chef de încă unul. Ideea era că totuși dai niște bani pe acesta și dacă ai Black Opium, de ce ar trebui să mai dai? Nu are legătură cu acest parfum Black Opium. Dacă și voi ați citit aceste recenzii, pentru că știu că faceți asta, sau ați văzut videoclipuri în care lumea spune asta, pentru că am văzut și eu, zic să testați, să-i dați o șansă parfumului, pentru că nu este așa. Erau persoane care spuneau despre acest parfum că miroase a parfum de designer. De ce ar fi rău să fie miros de design? Dar cred că se refereau la faptul că nu are nimic așa ieșit din comun. Mi se pare că un parfum pe care vrei să-l porți tot anul, tu vrei un parfum feminin, vrei un parfum care să aibă așa și flori și vanilie și să fie și așa un pic sexy. Ajungem și la partea sexy a acestui parfum. Deci ar trebui să fie ceva ciudat în acesta. Asta nu îl face un parfum de designer și nici nu... Adică, până la urmă este... Și parfumurile de designer sunt unele mult mai bune decât parfumuri de nișă pe care le-am testat, dar aici e vorba doar de preferințe, pentru că pur și simplu eu prefer parfumurile purtabile, iubibile, mai degrabă decât parfumuri ciudate, nu știu, cu niște note din astea întunecate. Adică, în general, și parfumurile de nișă pe care le am nu sunt atât de ciudate, ieșite din comun, atât de diferite, dacă găsesc niște arome care, pe care nu le-am mai simțit, e adevărat. Asta e adevărat. Aici pot să zic că este și nu este așa. Hundred Silent Ways poate să te ducă cu gândul la alte parfumuri, da, de designer, cu flori, cu tuberoze, dar doar o părticică din el te duce cu gândul acolo. În rest, cum se dezvoltă el, etapele lui, cum se simte, intensitatea pe care o are, clar, nu seamănă cu niciun alt parfum. Poate doar o părticică din acest parfum poate să te ducă cu gândul la alte parfumuri de designer. Trecem mai departe la baza parfumului. Avem vanilie, lemn de santal și vetiver. Vă spuneam eu că atunci când a ajuns la mine m-am speriat puțin pentru că am crezut că parfumul rămâne la partea asta foarte florală, la partea asta albă, florală, cremoasă Și da, nu m-aș fi bucurat să rămână așa, pentru că cumva aveam așteptări mai mari de la el. Dar avem o bază de vanilie, lemn de santal și vetiver. Se dezvoltă și ceva spicy în acest parfum, puțin lemnos, misterios. O bază foarte, foarte armonioasă. Este o bază caldă, o bază dulce, un pic spicy, armonioasă, sofisticată. Asta așteptam de la parfumul acesta, baza aceasta magică. Și da, sunt și persoane care spun despre acest parfum să îi dai timp, pentru că se transformă și devine un parfum armonios, sexy, elegant. Cumva este un parfum suav și puternic totodată. Combinația aceea lemnoasă, cremoasă, de vanilie cu ceva ușor spicy este o bază foarte echilibrată. În fundal se simt încă florile albe și asta îmi place foarte, foarte mult. Per total mi se pare că combină cumva partea asta suavă, elegantă și romantică cu baza aceea misterioasă, un pic sexy, elegantă totodată și puternică. Deci este un parfum care nu este prea dulce, este floral, dar are și o bază lemnoasă, ușor spicy, are și deschiderea aceea fructată și jucăușă. De aceea spun că poate fi un parfum semnătură, pentru că are câte puțin din toate și este foarte bine echilibrat. Trece prin toate acele etape interesante, de la jucăuș, la elegant floral, la cremos, la baza aceea ușor sexy, misterioasă. Deci mi se pare că este un parfum de avut în colecția unei femei pe care poate să-l poarte tot anul sau aproape tot anul, pentru că este dulce și totuși nu este foarte dulce încât să nu poți să-l porți și primăvara. V-am zis, vara mi se pare că nu este cel mai potrivit, dar cam atât. În concluzie, Nishane Hundred Silent Ways este un parfum care poate fi pe placuri multor femei. Din punctul meu de vedere este un parfum feminin. Acum poate să-l poarte oricine dorește, dar mi se pare că se adresează femeilor care își doresc un parfum feminin și elegant, un parfum suav, dar și profund, un parfum persistent și intens. Deci eu îl simt pe mine toată ziulica și este genul de parfum care cred eu că nu se demodează. Deci mi se pare că nu urmează trendurile, ci este un parfum care poate fi purtat tot timpul. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut clipul acesta. Aștept să-mi spuneți dacă ați testat acest parfum și ce părere aveți despre el, dacă ați citit și văzut recenzii și asta v-a reținut și pe voi să vă îndreptați către el, dacă vi-l doriți în colecție, dacă v-a tentat parfumul acesta. Aștept în comentarii să discutăm despre el și să îmi puneți întrebări dacă aveți. Poate nu v-am lămurit eu, poate vreți să mai știți și altceva despre el. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!